Salut, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Pe serverul de data trecută, tot acolo jucăm. Salut, fraților, rămas... și bine v-am regăsit la un nou server de Samp. Mamă, ce m-a speriat! Bă, tu știi cum mă speria, idiotule! Da, și am revenit după ce handicapatul ăla ne-a speriat. Acum l-avem pe altă mașină cu noi, acum s-a rugat nu știu cine, al cuie. Haideți să mergem, să transportăm ce mai avem de transportat. Văd că adminul ne-a dat multe cutii ca să deschidem. O să facem după ce livrăm ăștia un case opening. Adică o să deschidem cutii. Sper să vă placă și vouă. Stai să văd pe unde sunt. Hai că mai avem puțin. Adică ajungem repede. Probabil o să mai facem un transport. Haideți să vedem. Aici văd că avem un port. Probabil sunt vapoare sau... Nu dau seama. Hai să vedem. Se pare că este adminul. Bă, da, deci și acum bat inima cum a speriat la... Eu uitasem că sunt cu el pe Skype, cu lectoratul și eu am apucat să filmez aici, pe server și el vine odată și mă sperie, mă, mai pot. Da, nu-i nimic. Mamă, câte ăștia avem pe aici. Trebuie să fac dreapta pe undeva. Stați că improvizăm ceva. Vedeți, de-aia îmi place mintirul. Că mă joc cu nimeni. Și am ajuns aici unde trebuia să ajungem. O să mai luăm o cursă și pe aceea facem și un case opening. Deci mi se pare că după ce faci tutorialul primești undeva la o cutie și ok, unde puteți face case opening. Deci... Opa. Hai să vedem. Trebuie să livrăm aici asta. Gata, am primit 3000 de dolari doar pentru că am livrat unul ăsta. Hai să vedem, hai să ieșim de aici, cum ieșim noi din bezneria asta. Am putea să facem alt job. Ia să vedem, să mai dăm la joburi. Job. O trebuie să terminăm munca. Nu zice că trebuie să mă întorc înapoi. Ba da. Hai să ne întoarcem înapoi, asta este, ne întoarcem înapoi unde trebuia să ajungem. Adică de unde am luat ăsta, trailerul. Și după aceea o să facem un case opening. Bine, în Samp, că nu în CSGO, pentru că nu mai joc CSGO, în caz că nu știți, nu mai joc. Bă, dar fug ăștia! Deci fug în prostie, camioanele astea. Îmi dau seama acum. Sunt nebune, bă, e nebune. Hai să vedem. Abia aștept să facem case opening. Aici avem un casino, probabil, da, e casino. Acolo avem ăla de arme. Aici un de-asta de mașini, de unde cred că putem cumpăra mașini. Așa ar fi. A, nu, e o business mie, mi se pare. Mamă, cât de șmecher merge camionul ăsta. Deci chiar îmi place cum merge. N-am dat seama cum e așa de bine. A, n-am luat-o bine, dar hai că o luăm frumos pe aici. Bă, zici că e infernul, mă jur. Stai că nu trebuie să iau pe aici. Nu trebuie, trebuie să mă întorc. Dar e bine că e goala asta și n-are ce să dea în mine. Acum putem să o luăm liniștiți în lumea noastră. Să mai vorbim, să mai discutăm. Eu m-am jucat aici cu lectoratul, adică am intrat bine. El n-a filmat, dar am jucat puțin așa. Și puteți intra și voi să ne jucăm. Adică, nu știu ce aveți de pierdut. Eu m-am jucat unul. Pentru că v-ați fac unele geaburi. Blau geaburi. De fapt, nu, blau geaburi nu-mi place să fac. Pentru că știu ce înseamnă. E o porcărie, în orice caz. Adică o porcărie. E ceva de bine.
Mama, deci de fiecare când intru aici, în curbele astea, îmi place să fac asta. Sper să rămân și cu asta fără motorină. Pentru că ar fi culmea. Trebuie să luăm pe aici, după care să ne... De ce, bă, că sunt în GTA, ce naibii? Se putea și mai rău, cred. Hai că am scăpat. Da, trebuie să ieșim de aici neapărat. M-a spart, ești nebun. A spart blăbânii mine. De ce ești prost? Se pare că lui lectoratul îi arde de glume. Salutare, oameni buni! Bă, m-auzi? Asta nu are benzină pe ea. Ce vrei, bă? Pune, bă, gaz. Nici asta nu are benzină. Dar e, bă, GPL-ul. Că faci mai mulți kilometri. Și te ține mai mult motorul. Ce ai, bă, tu? Bă! Și gata, acum mi-am dat seama cum să facem. Dăm open case. Și să vedem. Bă, ești prost, nu cred. Am primit a premium account for the... Am primit un cont premium 20 de zile și 17.000 de dolari. Salut. Deci este bine, hai să mai dăm. Noi ce facem? Hai să mai dăm, să mai deschidem, să vedem. Deci ăsta e șmecher, n-am văzut niciodată. Am mai primit încă 13 zile de cont premium. Ia să vedem. 6 zile. Bă, dar mi-e scade sau ce? 9 zile. Bă, e bine, facem bani măcar. Dar mașina aș vrea să-mi cadă ceva mai... 19 zile. Covert. Asta e mașina? Opt hidden colors, adică, nu știu, culori ascunse sau cum. Hai să mai deschidem să vedem ce ne dă. 20.000 de dolari, e bine. Ci că ai șansa să câștigi un dumper la open case. Adică o mașină, sau ce-o fie, un dumper, nu știu, dumper. Bă, e bine că mai avem, adică eu deschid câte mai am, nu e problemă. Dar vreau să câștig dumperul ăla, neapărat. Hai să vedem. Se pare că e rar, sincer. Da, și când câștigi ești boss. Opa, vreau și eu de asta. Nu merge să o deschid, aici o să lasă cu bătaie. Eu aș vrea să-i filmez, oare. Bă, ești nebun câte cutii deschid. Deci chiar îmi place animația asta, e prea șmecheră. Bă, mă rog, am deschis foarte multe cutii. Bine, mai avem. Voi când intrați pe server aveți și o cheie și o cutie. Deci dați slash open case și puteți deschide cutia. Observați și voi cum fac și eu. Nu uitați că aveți în descrierea acestui video, aveți IP-ul serverului unde puteți intra și juca împreună. Iar noi deschidem, ne vedem data viitoare.